Hai, salut băi nebunilor și bine v-am găsit la cel de-al doilea episod din seria N-avem bani, dar facem oni. Băi, din episodul anterior am reușit să facem level 15. Hai să intrăm pe cont. Stai așa că am intrat reclamă pe muzica asta. NCT, băga mi-aș pula în ele. Gata, am dat drumul iar la alea. După ce am închis episodul de data trecută, am pus și eu ce am avut chestiile alea la vânzare, itemele alea de upgrade. Păi și am făcut ceva bani. Hai să-i luăm acum de pe șamancă, că pe ăsta am făcut 5.100.000 am făcut. Cam ăștia sunt banii pe care i-am făcut din upgrade-urile alea, din ce am avut. Piele talpă urs, piele de urs și piele de urs cu plus, ăstea le-am avut. Nu mai știu cantitatea, dar merge. Eu doar ce am ieșit de pe live, sunt puțin obosit, dar merge pentru voi, facem tot ce e posibil. Păi, eu zic să ne luăm... I don't know what do you say, because ce dracu de limba e asta? Posto ucideriti italiană, ce pula mea de limba e asta, îmi spune și mie. În fine, trecem mai departe. Hai să ieșim de pe contul cu șamanca slash shop, că ăla o să fie shop-ul pentru seria noastră, gen pentru Lican. Că nu vreau să amestec shop-ul pentru contul mare cu shop-ul pentru Lican. Păi nu, sper ca muzica de pe fundal să nu se audă chiar așa de tare. Păi, cu banii ăștia, eu zic să ne luăm niște iteme, gen astea plus 0 stările astea și să le plusăm. Ca să ne ajute. Nu am timp, nu fac eu misiuni și căcaturi, n-am timp de misiuni. Hai să ne luăm câteva scuturi pe care... Le băgăm la plus niște coifuri. La fel, 3 ne ajung. Măcar să reușească una plus 5. Atâta vreau, mai multe nu. În caz că vă întrebați de ce tot mă uit în partea dreaptă, mă uit ca să văd dacă merge secundele. Cum zicem noi, merge secundele, merge. Aia zic. Bă, ne-am luat și 4 armuri. Hai să vedem ce reușim să facem din asta. Băi, eu sper, băi, am luat ăsta, încă-l avem, ăsta așa, ăștia sunt ok, ăștia trebuie vândute că nu mai avem ce face cu ele, ăștia ce pula mea să fac cu ele, cu asta cred că era, am nimerit-o, de unde, ăștia am de mult, hai să le vindem pe asta că nu, ăștia sunt cu fulger, avem ăsta, bă, cu undița asta ce pula mea să facem, mai să o aruncăm, bă. Noi nu pescuim acum. Nu avem timp de pescuit, da? Așa. Ce zici să-i că facem? A, da. Hai să băgăm itemele la plus. Băi, fierare, sper să ne dai repede. Hai să dau și sunet. Ca să avem sunetul copilăriei. Pentru cine știe, știe. Aia zic. Hai. Reușit. Gen, cam asta e chestia. Prima dată faci ceva bani ca să ai și după îți faci niște iteme plus 5, plus 6, depinde de buget și ce noroc ai, pentru a avea apărare să bați măcar la metine. Pentru că... Urât din partea lui. Pentru că astăzi o să încercăm să farmăm la metine. Azi rămânem așa și o să farmăm la metine. Noi ne-am făcut pe contul mare o breaslă. Deci după ce fac astea o să intru eu pe contul mare să-mi dau pe șamanc grad ca să pot să intru și cu contul ăsta în breaslă, să-mi dau invite. Ca să pot să donez toată experiența, să nu trec de 15, pentru că vreau să rămân puțin la 15 până să îmi fac ceva itemele
să fac ceva iteme să pentru a rezista în map 2. Pe bune! N-avem noroc astăzi, n-avem noroc, vă zic. Azi suntem n-avem. Dacă n-avem. Ai trăit sar familia ta, dă-mi aici azi o armură plus 6 că te ia mama lui proci. Dă-mi-o! Aia zic, armură plus 6. Armură plus 6, plus 48 apărare, suntem pe bine. Ne apără bombă, hai și cu... Bă, practic îl avem și pe ăsta, nu? Apuce ăștia plus 1, ăștia ce mi-a mai picat din... De la mobi. Și am avut noroc că mai au ăștia nu sunt la mod. Le-am găsit, dacă nu mă înșel, pe aici prin map 1. Dacă mi-aduc bine aminte. Îl facem plus 5. Ca să avem pe ăsta și din asta dacă mai iasă 1 plus 6 e bombă. Dacă nu, rămânem cu ăla plus 5 pe care l-avem pe noi. Eu zic că e bine. Băi, din ce am văzut primul episod, va cam plăcut. Peste 200 de vizualizări, eu zic că e bombă pentru primul episod. Bine-s! Plus 6. La plus 7 ce cere? A pierea de urs cu plus. Ia să încercăm noi. E, pula, lasă-le așa. Nu mai încercăm nimica. O lăsăm așa. Aia zic. Plus 2. Plus 3. Păi, încă avem asta. Trebuie să luăm de aici petul ăsta. Care batem aici? Ia uite-l, îmi luăm metinul, bă, tăranul. Aveam metin acolo și eu voiam să mă duc să-l iau după. Bă, mi-am luat ăsta pentru că am zis să nu-l mai amestec cu celălalt de pe contul mare. Și am zis, îmi iau unul pe ăsta și unul pe celălalt. Plus, bine, plus 5. Hai să facem aici plus... 5 și încă 1 și dacă nu iasă plus 6 e bombă, dacă nu rămânem cu ăla plus 5. Eu zic că de început 142 apărare, oricum din ce am înțeles am făcut o prostie, dar nu-i nimic, aveam de-abia level 5 pe 9 ăsta. Nu trebuia să băgăm în vitalitate, ci în inteligență și dexteritate. Eu am băgat două inteligență, una vitalitate. Da, de acum încolo o să facem invers. Plus 5, hai plus 6, mâncați aș pulat. A mers plus 6. Urât. Hai să dăm ăsta să-l facem mai mic, așa. Așa, aia zic. Mergem cu ăsta, că e mult mai bine. Bam, 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 toate astea, toate bune și frumoase. Păi, și acum... O să fac eu schema ca să-mi dau invite pe contul ăsta, haumiau ce vă zisei și după revin când găsesc o piatră metin să batem, pentru că acum o să farmăm la pietre metine, o să vă arăt ce drop avem, din ce puteți să faceți bani din dropul respectiv și așa mai departe. Hai, revin, vă pup! Da, băieți, în sfârșit am găsit și noi o piatră metin după multe căutări, nu mai zic, 15 minute, hai să o batem. Hai să vedem, poate avem noroc de o aură, ceva. Aia zic, hai să băgăm și un d-asta. Deci să luați orice carte vă pică pe din metin, luați-o, pentru că nu contează. O puneți acolo în shop la 2-300k și vedeți dacă se vinde sau nu. Oricum, astăzi o să batem ceva pietre metin. Și la sfârșit o să vă arăt ce am strâns, o să vă arăt și shop-ul cum o să arate și când începem următorul episod o să vă arăt ce s-a vândut și dacă s-a vândut ceva. Și vedeți și voi cam ce profit este. Bine, la început, pentru un cont de level mic, nu vă gândiți că e ceva mult, da? Hai să vedem cartea, lovitura spiritului. Băi, o dăm la 2-300 de K. Blana lupului o luăm. Luați vantaiul ăsta, poate nu are. Itemele luat că poate au PV. De exemplu, astea nu au. Blindajul ăsta la P nu. Și ăsta are vampir 6, n-am ce face cu ăsta.
Diavol 4 nu am ce face, să iau licorile, pentru că la început sunt bune, aia zic. Hai să vedem, mai e ceva prin apropiere pe aici? A apărut și celălalt metin. Bun, 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 hai să-l batem și pe ăsta, repede. Trebuie să ne punem ăsta, hai să-i dăm în gură. Băi, dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați de un like acolo, un subscribe, o măsline, o căcărie, un... ăsta. Iar cu ăsta are ceva, are o pulă în cur. Băi, hai, da, le lăsăm, le lăsăm pe alea oricum. Oricum, experiența o donăm, că vrem să rămânem la level 15, după cum am spus. Hai să punem inteligență măcar. Blana asta de tigru, o dăm la 100 bucata. Le punem în shop, vedem dacă se dă, dacă nu, aia e, o aruncăm după. Dar la început e bine să luați orice e pe jos, ceea ce vi se pare vouă că e ok. Hai să vedem ce carte e. Incizia triplă. Fulger 6, n-am ce face. Nimica. Păi, și itemele astea, armurile, dacă vă dă cu... cum se numește? Cu 15 foc. Dă ceva, deci luați tot. Dar nu știți ce noroc aveți. Astea, armurile cu PV. Poate n-a aplicat una cu un KPV, cu asta și-o dați 500, un KK, depinde. Aici hai să schimbăm și CH-ul, poate avem și pe CH6. Dacă nu, revin după eu iară cu... când găsesc un metin sau ceva. Stai să vedem dacă găsim și aici pe, pe 6. E ceva sau? Ceva pe aici prin apropiere? Nu. No. Hai, revin când, când găsesc un alt metin. Oricum am reușit două astea, e ok. Hai, revenim. O ardem repede și pe asta, blană de lup, vedeți că și asta e destul de bună. Hai că o ardem așa. Brățară de argint, vedeți că e scumpă. Aia zic. Gheară de lup cu plus, nu știu dacă e scumpă, din câte știu eu nu e chiar așa scumpă. Azurul ăsta, uitați ce am zis, 500 PV. Poate reușim să o dăm la 3-400 cap. Depinde acum. Asta o dăm la 1 miliard, bucata, hai, mergem mai departe și revenim. Hai, zic băieți, am găsit și metinul de 20. Eu zic că ăsta este cel mai, la metinul de 20 e cel mai bine să farmezi, pentru că îți dă și pierea și pielea aia care ați văzut. La început chiar te ajută, avem 4 miliarde de 800, hau miau. Oricum, dăm, avem un damage ok, 300 damage. 250-300, e ok damage-ul pentru level-ul pe care îl am și itemele pe care le am, e ok. Văd că acum nu prea vrea să-mi dea fiere de urs și de asta, dar nu-i bai, dă el când vrea. Ai. Uite, pielea de talpă urs, nu știu care era mai scump, am cam uitat. Aia fără, fără, mi se pare, dacă nu mă înșel, că e mai scumpă, dar nu contează, luăm tot. Tot trebuie luat de, de jos, pentru că nu știi că, cu cât se vinde. Te duci acolo, o pui și tu acolo. 200, 300, cât crezi tu, dacă nu ai, cum se numește, pe cineva care să-ți spună prețurile. Bun, asta nu avem ce face. Hai să luăm pielea asta. O, fasole! Vedeți că e event. Fasole, bună. Nu știu dacă pot să o dau. Dar dacă nu pot să o dau, aia e. O păstrăm. Uite cartea aici. Spiritul flăcării, nu știu cât costă. Aia o ținem acolo pentru că nu știi. Asta nu. Armurile trebuie să luăm. Nu. Tu. Mai vedeți vreo armură pe aici? Da, asta. Ce faci mai aici? Și cam atâta. Uite, filmez episod.
pentru... Nu avem bani, dar facem bani. Și intrai peste tine când filmai, a? Da, bă, da. Vlangeu și tu. Hai că te las atunci. Hai, te pup, ne auzim. Ciao. Te intri să-mi dai un like acolo. Da, te pup. Când eu sunt transparent, da, mai intră și prietenii mei peste mine pe Discord. Hai schimbarăm CH-ul, vedem dacă găsim și aici. Da, uite-l aici. Bine-s, bine-s, dacă schimbăm așa CH-urile, o dăm bine. Aia zic, hai să punem aici ăsta suflu, sau cum pula mea se numește ea. Dă bă aici. De așa să se numește, că am uitat. Suflul lupului roșu, aia zic. Ia mi-o ceva, dar na. Eu mai prost, de uite că nu știam, dar na. Nu spuneți la nimeni. Nu dați din casă că nu-i bine. Rămâne între noi. Între mine și tine, atâta, că alții nu mai văd. Doar noi doi ne știm. Hai să vedem, piatra asta metric. Hai cu o aură mâncați sau un tăiș. Să ne scoatem și noi banii. Blana albă de tigru. Bă, nu știu cât costă. Nu-i bai, o luăm. Pentru că nu știi niciodată. Bă, nu mai avem elixirea aia, am belit-o. Am rămas pe ăstea, pe licori. Nu e nimica. Hai, armura asta cu PV nu e. Dacă avea PV și-o faceam și-o făceam și... Am o piele talpă urs plus. Bă, dar care e mai scumpă? Că nu mai țin minte și eu. Oricum o să verific prețurile să nu... O să mor. Da. Ai, mai muriți? Mai reînviați? Asta e jocul, n-aveți încotro. Asta e metinul. De asta îl jucăm, nu? Trebuie să nu fac level. Haideți bă că nu mă mai bateți acum. Suntem pe CH3, după să mergem pe CH4, am zis ca să nu uit eu. Lopot, no. Hai cu aura. Să ne scoatem banii pe atacul spiritului iară. Încă o fasole. Bine-ți fasole asta. Bine, vedeți că avem în fiecare zi side quest-uri. Stați să... Da, lăsați că vă zic după. În timp ce dau logout, intru și în ăsta și mă uit. Suntem în data de 19 când filmez eu și este fasole. Mâine, în data de 20, pânză și după aia Core Draconis, 21, Muffin, Supermetine, după aia vineri pe 22, citite concentrate și permis de trecere și pe 23, sâmbătă, vrăjește obiectul, B, și cu forcarte însoțitor. Și duminică, pe 24-7, pescuit Jigsaw de dimineață și după îmbunătățește obiectul B. Deci sunt evente destul de bune în fiecare zi, hau-miau, ceea ce vă ajută să evoluați. Din punctul meu de vedere. Din câte știu eu, asta este numai pe... nu, Carpathians. Pe Tiger Ghost, Poli și cam atât. Din ce știu eu. Hai să vedem aici, găsim metinul? Îl găsim sau nu îl găsim? Dacă nu, schimbăm CH-ul. Aia zic. Nu este. Stai să mergem și noi mai repede. Mergem cu ăsta mai repede. Nu e nou. Hai să schimbăm CH-ul pe CH5. Ca să meargă bine. Revin. Gata, am revenit. Închisasem ca prostul ăsta. Pe 5 rămâsasem. Cred. Pe 5 rămâsasem să intru. Așa că m-a apucat să zic. Băi, să știți că e cam greu pentru mine cu astea, cu episoadele, pentru că încă nu sunt învățat. Dar dacă o să mă bâlbui, dacă vedeți că mă bâlbui că astea, puteți să mă jurați, nu e nicio problemă. Doar că eu nu prea am făcut asta și până mă obișnuiesc o să-mi fie puțin cam greu. Dar sper să vă placă.
Hai să vedem dacă este și aici, dacă nu schimbăm și pe 6, mergem și pe 1. Și dacă nici atunci nu găsim, revin eu după. Păi, pe aici nu e. De obicei, în zona asta este metinul de level 20. Eu din câte știu acolo, mă mâncă urechea. De nespălat ce sunt, nu m-am mai spălat de când am mai plouat. Dacă nu mai plouă, cine să mă spele și pe mine? Hai! Apa e scumpă, boss. Păi sper că vă place și numele seriei. N-avem bani, dar facem bani. Nu știu, nu cred că a mai fost folosit de cineva. Dacă da, vreau să-mi spuneți acolo în secțiunea de comentarii dacă am furat ideea cuiva. Între ghilimele, doar că mie asta mi-a venit așa pe moment. Băi, nici aici nu e niciun piatră metin. Pe moment. Bine că eram pe WC-ul și am zis, sau mi iau de asta. Uite, bă, avem un metin aici. Hai să-l zăpăcim un pic așa. Hai să dăm, bă, dar mantin avem și noi așa la mișto. Da. La level 20 cred că ne dau... Ai 93 de la Gameforge mantin. Până atunci, pixul! Hai să vedem acum, avem noroc de aură sau iară pula și căciula. Bă, piele talpă urs. Asta era aia scumpă din câte știu eu. Bine, sunt 1.300.000. Deci suntem așa cu Gameforge-ul când ne dau iteme de astea mai scumpe. Că nu, suntem cam așa, vorba lui Colo. Înțelegeți? Hai și blana asta să o luăm. Eu iau tot. Nu e vorba de asta. Rană de tigru, aia zic. Din orice se face bani, noi luăm. De asta se și numește seria. N-avem bani, dar facem oni. Asta e țelul nostru. Onii. Dacă reușim să facem oni, hai cu aura. Săgeata otrăvită. A, tu ăsta care te uiți la mine, m-ai înjurat, este? E, păi dacă m-ai înjurat, să-ți dea Dumnezeu. Băi, dar să-ți dea Dumnezeu numai noroc. Celuia care m-a înjurat și celuia care nu m-a înjurat. Să vă dea Dumnezeu numai noroc. Hai să bem aici. Hai, găsim metinul aici? Deci așa nu mai găsim vreun metin? Bă, nu cred că mai găsim. Hai să găsim pe aici. Mergem pe aici, pe jos. Poate îl găsim pe ăla de level 20 iară. Deci n-ar fi rău. Dar este ăsta eventul cu fasole și cam toți. Toți, când zic toți, cam toți sunt la farmat pentru că fasolea îi ajută mult. Bă, da, pot să o vând, nu știu. Nu știu, nu zice nimic. Hai să găsim metin. Revin când găsesc metin sau ceva mai interesant, să nu vă uitați așa la mine cum mă plimb ca prostul pe aici. Hai, revin. Am revenit cu un metin de level 10. Eram să nu-l văd. Dădusem și logout, să mă schimb și după-l văzui cu coada ochiului. Hai să-l batem și pe ăsta. Să vedem. Avem noroc de data asta să ne dea aura sabii sau tot nu avem noroc. Bă, tot sper să ne dea aura sabie acolo, măcar să ne scoatem 13-14 miliarde, că tot e o aură. Dacă o găsești la 10 e pomană pe serverul ăsta, pe Tiger Ghost, din punctul meu de vedere. Hai să vedem. Foc repetat. Avem și noi un noroc de mai bine nu. Hai să schimbăm ce H-ul. Bă, tigrisul ăsta nici nu știu dacă are rost să-l bați. Eram pe CH1, nu? Da. Hai să vedem, să intrăm pe CH2. Uite-l, aia zic. Hai să le batem pe toate. Pentru că avem șansă la pietrele alea, la cărțile alea. Voi plus 2.
Poate pică vreunul cu 15 foc care părătul de porc ăla chiar nu valorează nimic, nu are rost să luați dacă e. Hai să vedem ce ne dă și din piatra asta. Bă, nu știu dacă e asta negociabilă, dar dacă ar fi negociabilă 25 de miliarde una, păi nu. Bă, da. O să mă uit eu dacă e negociabilă. Uite, fiere de urs. Vedeți că asta 1.300.000. Mindigo-ul ăsta îl păstrăm pentru noi. Clopotul ăsta poate să ai pe costumul ăsta. Și cam atât. Nimic. Hai să batem și ăștia că poate ne dau, cum se numește, piele de urs sau piele talpă urs. Nu ne-a dat. Hai să schimbăm CH-urile. Mergem toate CH-urile. Poate le găsim. Bine că trebuie să repornesc ăsta. Stați că repornesc. Băieți, să ne văd să închid episodul aici, deoarece este mentenanță. De aia am făcea și înainte, așa, când am oprit filmarea. Uitați, la fel face. Eu nu m-am uitat pe forum, dar m-am uitat acum și este mentenanță. Deci nu am ce să fac decât să închid live-ul. Ce trec, vedeți? Dacă sunt obișnuit cu live-urile. Episodul aici și reluăm ceea ce am început în episodul următor. Vă pup și până data viitoare nu uitați să lăsați un like, un subscribe, o măsline, o căcărie, o de-asta. Și nu uitați, n-avem bani, dar facem bani. Vă pup!